Bună ziua, sunt profesor de geografie și vă prezint tema structura Soarelui sau anatomie de stea. Astăzi vom discuta despre atmosfera Soarelui. Atmosfera solară este formată din următoarele straturi: fotosferă, cromosferă și coroană solară. Fotosfera putem să o considerăm suprafața stelei, prima structură pe care o putem vedea la o stea. Fotosfera are o grosime de aproximativ 300 de km și are o temperatură care variază între 6.000 grade Celsius la bază și 4.000 grade Celsius în partea superioară, acolo unde se învecinează cu următorul strat, cromosfera. Pe fotosferă putem vedea acele spectaculoase formațiuni numite pete solare. Petele solare sunt zone ceva mai reci, cu aproximativ 1.500 grade Celsius mai joase decât temperatura medie a fotosferei. În continuare, vă prezint un film despre caracteristicile fotosferei. Fotosfera prezintă pe suprafața sa anumite granulații care au culoarea gri și apar lângă petele solare. Acestea sunt cauzate de fenomenul de convecție ce are loc sub fotosferă. Fotosfera este locul de unde provine lumina orbitoare din timpul zilei. De reținut, fotosfera este considerată suprafața stelei. Are o grosime de aproximativ 300 de km și o temperatură care variază între 6.000 de grade Celsius la bază și 4.000 de grade Celsius în partea superioară. Este locul de unde provine lumina din timpul zilei. Folosind instrumente speciale, pe fotosferă putem observa formațiuni numite pete solare, zone mai reci cu aproximativ 1.500 de grade Celsius, și granulații de culoare gri situate lângă petele solare. Cromosfera. Un strat transparent, gros de circa 2000 de kilometri, aflat imediat deasupra fotosferei. Are o temperatură cuprinsă între 4000 și 400.000 de grade Celsius, semn că această zonă este cât se poate de neomogenă. Este vizibilă în timpul eclipselor totale de soare sub forma unui bordur de un roșu aprins. În cromosferă apar așa numitele spiculi, care o traversează și care au aspectul unor vârfuri ascuțite de gaz. Se înalță la circa 7.000 de kilometri și durata lor de viață este de aproximativ 10 minute. Tot din cromosferă pleacă acele uriașe explozii solare, numite proeminențe sau protuberanțe solare, extinse până în coroană și asociate cu perioadele de intensă activitate solară. În continuare vă prezint un film despre spiculii solare. De reținut, cromosfera, un strat transparent, gros de circa 2000 de km și cu o temperatură cuprinsă între 4000 și 400.000 de grade Celsius. Este vizibilă în timpul eclipselor totale de soare sub forma unei borduri de un roșu aprins. Aici apar așa numitele spicule, vârfuri ascuțite de gaz. Se produc uriașe explozii solare, numite proeminențe sau protuberanțe solare. Coroana sau zona coronală. Este învelișul extern al atmosferei stelei. Este o zonă foarte fierbinte, cu temperaturi ce ajung până la 2 milioane de grade Celsius. Coroana este vizibilă și ea în timpul eclipselor sub forma unui halo argintat. Prin coroană, deseori, un flux de particule care poartă numele de vânt solar se desprinde din soare și depășește orbita Pământului sau poate chiar părăsește sistemul solar. De reținut,
Coroana este o zonă cu temperaturi ce ajung până la 2 milioane de grade Celsius. Coroana este vizibilă în timpul eclipselor sub forma unui halou argintat. Prin coroană, un flux de particule care poartă numele de vânt solar se desprinde din Soare și poate părăsi chiar sistemul solar. Acestea au fost informațiile despre atmosfera solară. Acum te rog să identifici în reprezentarea schematică din imagine straturile din alcătuirea Soarelui marcate cu cifre de la 1 la 6 și fenomenele sau procesele marcate cu cifre de la 7 la 10. Pentru fiecare element identificat corect, prezintă o caracteristică. Succes! Sunt convins că ai reușit să rezolvi cerințele. Felicitări! Dacă nu, poți aprofunda vizionând din nou materialele despre structura Soarelui. În următorul material, veți afla informații despre activitatea Soarelui. Pe curând!